Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată și cu siguranță nu ne vom abate de la această regulă. Suntem aici simbolic la o masă, o masă rotundă a cavalerilor. Și pentru asta vom începe cu cei mai vechi și cei care au dat tren, pas, viață și viitor lumii medieval artistice din România. Ordinul Cavalerilor de Mediaș. Cineva spusese, spusese niște cuvinte în ea, pe care la urechile mele le-am perceput alte. Ce înseamnă Sighișoara pentru voi, cei care ne priviți? Ce înseamnă Sighișoara pentru noi, cei care participăm? Știți ce este Sighișoara? Este un sentiment. Este un sentiment care îl trăim toți. Acum, dar este izvorăște din veacuri de istorie pe care strămoșii noștri le-au scris. Să nu uităm asta. Datorită, noi am fost primii. A fost o idee. Dar ideea niciodată nu se va dezvolta dacă nu este și un lider cu adevărat care se ridică să o pună și în practică. Acesta este acest om care stă în fața mea, care o să facă în arta medievală în această țară un lucru pe care l-am mulț, nu mă sper. Din păcate, ar trebui să înțeleagă și ceilalți că lucrurile bune ar trebui apreciate și încurajate. Mulțumesc! Ne vom alătura alături de cei care au fost la începuturile Sighișoarei medievale. O curte a comedianților, o curte a nebunilor frumoși. Curtea comedianților Ruverii. Cum să vă spun, emoții imense mă apucă acum aici în piața cetății medievale.